Pompierii, jandarmii, polițiștii și vânătorii de munte au adus în piața primăriei autospecialele și au prezentat tehnica militară și de intervenție. Acțiunea a avut un real succes prin prisma interesului arătat de mușceleni. Cei mici au fost încântați de autospeciale. Coboară, mami! Hai, vină, băieți! Ce ți-a plăcut cel mai mult de aici? Cartușele. Da? Unde ți-a plăcut mai mult? La pompieri, la poliție, la armată? Unde ți-a plăcut cel mai mult? La armată. Unde ți-a plăcut cel mai mult? La pompieri. La pompieri ți-a plăcut cel mai mult? Fiecare structură și-a prezentat tehnica militară și-a oferit informații interesante referitor la dotările pentru intervenție. Cască de cască balistică, antiblon. Cască de protecție. Cască de protecție, da, antiblon, cum spunem noi, da? Avem vesta, cele două plăci, vesta de protecție antiblon, nivelul de protecție diferite. Avem potiere, genunchiere, tot pentru protecția personală, misiuni de asigurare a ordinii publice, la meciuri, la meeting-uri, la mașuri, dacă ați văzut voi la televizor, da? Avem aici un ocular, da? Vrei să iei o țintă? Uite acolo bradul acela, da? Uite, este un globuleț. Pui ochișorul aici, te rog, da? Apeși tu cum te joci acolo la calculator, la tine, da? Pe butonul ăsta, da? Și o să plece o rachetă, ia să vedem. A plecat? Astăzi nu. De data aceasta, cele mai vizitate standuri au fost cele ale poliției și armatei, punctele de atracție fiind autospeciala de intervenție și tabul vânătorilor de munte.